Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul adevărului, care pe iudințe la ești și toate le primești, vizierul bunătăților și lătătorul de viață, vină și să călătriești într-un noi și ne curătește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndeiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndeiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndeiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci veciul. Amin. Prea Sfântă Treime, îndeiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă reputințele noastre pentru Sfântul numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi din sfântă, ci ne izbăvește celui clar. A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Glasul Domnului peste ape strigă, grei veniți de luați pur Duhul înțelepciunii, Duhul înțelegerii, Duhul temerii de Dumnezeu.
Așa zice Domnul, veselește-te pustiu însetat, să se bucure pustiul, ca și crinul să înflorească. Și va înflori și se va bucura pustiul Iordanului, și mărirea Libanului se va da lui, și cinstea Carmelului. Și poporul meu va vedea slava Domnului, strălucirea Dumnezeului nostru. Întăriți-vă pe voi, mâini slabe, și prindeți putere genunchi slăbănogi. Zice celor slabi la inimă și la cuget, întăriți-vă și nu vă temeți, iată Domnul nostru. Cu judecată îți răsplătește și va răsplăti, El va veni și ne va mântui. Atunci se va deschide ochii celor orbi și urechile celor surzi vor auzi. Atunci va sări șchiopul ca cerbul și limpede va fi limba gângavilor, că izvoare de apă vor curge în pustiu și pâraie în pământ însetat. Pământul cel fără de apă se va preface în bălți și ținutul cel însetat va fi izvor de apă. Acolo va fi veselia păsărilor, iarbă, trestie și bălți. Acolo va fi cale curată și cale sfântă se va chema și nu va trece pe acolo nimeni necurat și nici nu va fi acolo cale întinată. Chiar și cei fără de minte vor merge pe dânsa și nu se vor rătăci. Și nu va fi acolo leu, nici fiare cumplite, nu se vor sui pe ea și nici nu se vor afla acolo, ci vor merge pe ea, cei mântuiți și cei răscumpărați de Domnul se vor întoarce și vor veni în Sion, în chiote de bucurie și veselia cea veșnică va încuruna capul lor. Lauda și bucuria și veselia îi vor ajunge pe aceștia și vor fugi durerea, întristarea și suspinarea. Înțelepciune! Din prorocia lui Isaia citire. Să luăm aminte! Așa grește Domnul, cei ce sunteți însetați, mergeți la apă, și cei care nu aveți argint, mergeți de cumpărați și mâncați, mergeți și cumpărați fără de argint și fără de preț vin și grăsime. Pentru ce cheltuiți argintul vostru pentru un lucru care nu hrănește și câștigul muncii voastre, pentru care ceva care nu vă satură? Ascultați-mă pe mine și veți mânca cele bune și într-o bunătăți va desfăta sufletul vostru. Luați aminte că urechile voastre și mergeți pe căile mele, ascultați-mă pe mine și viu va fi sufletul vostru. Voi face cu legământ veșnic, dându-vă îndurările mele cele făgăduite lui David. Iată v-a făcut mărturie popoarelor, căpetenie și stăpânitor peste neamuri. Iată tu vei chema popoare pe care nu le știi și popoare care pe tine nu te-au cunoscut vor alerga la tine pentru Domnul Dumnezeul tău și pentru Sfântul lui Israel, căci El te preamărește. Căutați pe Domnul cât îl puteți găsi, strigați către Domnul cât El este aproape de voi. Cel rău se lasă calea lui și omul cel nelegit vicăniile lui și să se întoarcă spre Domnul, că cel se va milostivi de dânsul și către Dumnezeul nostru cel mult iertător. Căci gândurile mele nu sunt ca gândurile voastre și căile mele ca ale voastre, zice Domnul. Și cât de departe sunt cerurile de la pământ, așa de departe sunt căile mele către căile voastre și cugetele mele de cugetele voastre, precum se coboară ploaia și zăpada din cer și nu se mai întoarce până nu adapă pământul și îl face de răsare și rotește și dă sămânță semănătorului și pâine spre mâncare. Așa va fi cuvântul meu care iese din gura mea. El nu se întoarce către mine fără să dea rod, căci El face voia mea și își împlinește rostul lui. Și voi fi cu veselie, veți ieși și în pace veți fi călăuziți. Mulții și colinele vor izbucni în strigăte de veselie înaintea voastră și toți copacii câmpului vor bate din palme. În locul spinilor va crește chiparosul și în locul urzicii va crește invictul. A Domnului fie va slava spre veșnică și nepieritoarea pomenire. Înțelepciune! Din prorocia lui Isaia citire. Să luăm aminte! Acestea zice Domnul, veți scoate apa cu veselie din izvoarele mântuirii și veți zice în ziua aceea, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, vestiți printre neamuri lucrările Lui, dați de știre că înalt este numele Lui. Cântați în strune pe Domnul, căci El a făcut fapte strălucite, să știe aceasta tot pământul, săltați și vă veseliți locuitorii Sionului,
căci mare este în mijlocul vostru Sfântul lui Israel. Să luăm aminte, pace tuturor și Duhului tău. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu. De cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele. De cine mă voi înfricoșa? Înțelepciune! Din epistola întâi cea către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel citire. Părinții noștri au fost o somnor și că toți au trecut prin mare și toți într-un moi s-au fost botezați în nor și în mare și toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți aceeași băutură duhovnicească au băut, pentru că beau din piatra duhovnicească ce urma, iar piatra era Hristos. Amin. O ce ție, cititorul deschise și Duhul Domnului ca un porumbel pogorându-se peste dânsul și glas din cerul s-au zis zicând: Tu ești Fiul meu cel iubit în care am binevoie. Biserica
aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră în trânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul Părintele nostru Nicodim, Episcopul Severinului și al Strihoiei, pentru cinstita preoțime și antichristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul poporul unde predutindem pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfârlăcașul acesta, țara aceasta, și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce în credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Cei ce călătoresc pe usca, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei rupiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se pogoare peste și să se sfințească, să se pogoare peste apa aceasta, lucrarea cea curățitoare a treimii cele mai presus de fire, Domnului să ne rugăm. Doamne, sufletelor și trupurilor noastre și izgonitoare de toată puterea cea potrivnică, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se dăruiască apa acesteia, pe acestea harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se zdrobească Satana sub picioarele noastre și să se risipească tot sufletul, sfatul viclean care se pornește asupra noastră, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței și a dreptei credințe prin venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se trimită, să trimită Domnul Dumnezeu binecuvântarea Iordanului, să se sfințească apa aceasta, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Și curățire de păcate spre tămăduirea sufletelor și ale trupurilor și spre tot folosul de trebuință, Domnului să ne rugăm.
aceasta curățitoare spre viață veșnică. Domnului să ne rugăm. O, miluiește! Pentru ca să se arate apa aceasta izgoritoare toată bântuiala vrăjmașilor celor văzuți și a celor nevăzuți. Domnului să ne rugăm. O, miluiește! Pentru cei ce au vor lua și o vor primi spre sfințirea caselor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta curățenie sufletelor și trupurilor tuturor celor ce o vor lua cu credință și vor gusta dintr-însa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne învrednicim noi, să ne umplem de sfințenie prin gustarea din apa aceasta, cu venirea cea nevăzută a Duhului Sfânt, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă Domnul Dumnezeul nostru glasul rugăcii noastre a celor păcătoși și să ne lume miluiască pe noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Vibrea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfânta născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Fie, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Fiule unule născut, care ești în sânul Tatălui, Dumnezeule cel adevărat, izvorul vieții și al nemuririi, lumina cea din lumină, care a venit în lume să o luminezi pe ea, luminează cugetele noastre cu Duhul Tău cel Sfânt și ne primește pe noi, care aducem Ție slavă și bună mulțumire pentru lucrurile Tale, cele din veci mari și minunate, și pentru mântuirea Ta rânduită, cea din veacurile cele mai de pe urmă, care Te-ai îmbrăcat în trupul nostru cel neputincios și sărac și Te-ai umilit până la măsura de rob,
împărate al tuturor, suferit ai încă și a te boteza în Iordan de mâna robului, care sfințind firea apelor, tu cel ce ești fără de păcat, să ne faci nouă cale către nașterea cea de-a doua, prin apă și prin duh, și să ne întorci pe noi la slobozenia cea din tâi. Deci prăznuim pomenirea acestei taine dumnezeiești. Ne rugăm ție, Stăpâne iubitorule de oameni, stropește peste noi nevrednicii robii tăi, după făgăduința ta cea dumnezeiască, apa cea curățitoare, darul milostivirii tale, ca să ne fie bine primită bunătății tale cerească a noastră a păcătoșilor, pentru apa aceasta și prin trânsa să ne dăruiască nouă și tot poporului tău celui drept credincios, binecuvântarea ta spre slava Sfântului și închinatului tău nume, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea împreună cu cel fără de începtat, o Părinte, și cu prea Sfântul și bunul de viață, Păcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. De fire, prea bună, prea dumnezeiască, atotputernică, a toate văzătoare, nevăzută, nepătrunsă, făcătoare ființelor celor înțelegătoare și a fiilor celor cuvântătoare, bunătatea cea firească, lumina cea neapropiată, care luminesc peste tot omul care vine în lume, strălucește și peste mine nevrednic cu slujitorul tău. Luminează-mi ochii minții mele ca să îndrăznesc a te lăuda binefăcătoarea și puterea ta cea nemăsurată. Fie bine primită rugăciunea noastră ce se aduce de mine pentru poporul ce stă înainte, să nu oprească păcatele mele venirea aici a Sfântului tău Duh, ci mă iartă ceea ce ești prea bună ca să stric către tine fără de o sândă și să grăiesc și acum. Te slăvim pe tine, Stăpâne iubitorule de oameni, atoțiitorule împărate, cel ce ești mai înainte de veci. Te slăvim pe tine, ziditorule și făcătorule a toate, te slăvim pe tine, Fiul al lui Dumnezeu, unul născut, cel ce ești fără de tată din mamă și fără de mamă din tată, că la praznicul ce a trecut prunc te-am văzut, iar la acestea de acum desăvârșit te vedem pe tine, cel ce te-a arătat desăvârșit Dumnezeul nostru, cel desăvârșit, că astăzi ne-a sosit nouă tuturor vreme de praznic și ceată sfinților cu noi se adună și îngerii cu oamenii împreună prăznuiesc astăzi harul preasfântului tău Duh în chip de porumbel peste ape se pogoară. Astăzi soarele cel neapus a răsărit și lumea cu lumina Domnului se luminează. Astăzi luna cu raze luminoase luminează pământul. Astăzi stelele cele luminoase cu lumina strălucirilor lor lumea înfrumusețează. Astăzi luna cu raze luminoase luminează pământul. Astăzi cel nefăcut de bunăvoia sa este atins cu mâna de către făptura sa. Astăzi prorocul și înainte mergătorul se apropie de stăpânul.
și cu frică stă înaintea lui, văzând pogorârea lui Dumnezeu la noi. Astăzi apele Iordanului se prefac în vindecări cu venirea Domnului. Astăzi toată făptura se adaptă cu curgerile tainice. Astăzi păcatele oamenilor se curățesc în apele Iordanului. Astăzi raiul s-a deschis oamenilor și soarele dreptății ne luminează nouă. Astăzi apa cea amară, care era în vremea lui Moise, se preface în dulceața poporului. Cu venirea Domnului, astăzi ne-am izbăvit de plânsul cel vechi și ca un Israel nou ne-am mântuit. Astăzi ne-am izbăvit de întuneric și cu lumina cunoștinței de Dumnezeu ne-am luminat. Astăzi întunericul luminii se risipește cu arătarea Domnului nostru. Astăzi toată făptura se luminează de sus ca o făclie. Astăzi înșelăciunea se surpă și cale de mântuire ne lucrează nouă venirea Stăpânului. Astăzi cele de jos împreună prăznuiesc și cele de jos cu cele de sus împreună vorbesc. Astăzi obstrea cea sfințită și mult vestită a ortodoxilor se bucură. Astăzi Stăpânul merge la botez ca să ridice firea omenească la înălțime. Astăzi cel ne-a plecat se pleacă robului său ca să ne lumineze pe noi din robie. Astăzi împărăția cerurilor am dobândit, iar împărăția Domnului nu are sfârșit. Astăzi pământul și marea s-au împărțit de bucuria lumii și lumea s-a umplut de veselie. Te-au văzut apele, Dumnezeule, te-au văzut apele și s-au temut. Iordanul s-a întors înapoi, văzând focul dumnezeirii pogorându-se trupește și intrând în trânsul. Iordanul s-a întors înapoi, văzând pe Sfântul Duh în chip de porumbel, pogorându-se și zburând împrejurul său. Iordanul s-a întors înapoi, văzând pe cel nevăzut în chip de rob, pe Făcătorul întrupat, pe Stăpânul în chip de rob. Iordanul s-a întors înapoi și munții au săltat văzând pe Dumnezeu întrupat, iar norii au dat glas mirându-se de cele ce au venit. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, prăznuire stăpânească, văzând astăzi în Iordan pe cel ce moartea neascultării și boldul înșelăciunii și legătura iadului în Iordan a afundat și a dăruit lumii botezul mântuirii. Pentru aceasta și eu, păcătosul și nevrednicul slujitorul tău, mărturisind, slăvim minunile tale și cu frică fiind cuprins, cu umilință strigând către tine, Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu este de ajuns prin lauda minunilor tale. Și nici cum vânduiește de ajuns pe lauda minunilor tale. Mare ești, Doamne! Și minunate sunt lucrurile tale și nici cum vânduiește de ajuns pe lauda minunilor tale. Amen. Că tu de bună voie, cu voia ta pe toate le-ai adus, dintr-o neființă într-o ființă, cu puterea ta ții făptura, cu purtarea ta de grijă chivernisești lumea. Tu din patru stihii ai încununat făptura și cu patru vremi
ai încununat curgerea anului, de tine se cutremură toate puterile îngerești. Pe tine te laudă soarele, pe tine se slăbește luna, ție se pleacă stelele, pe tine te ascultă lumina, de tine se îngrozesc adâncurile, ție slujesc izvoarele, tu ai întins cerul ca un cort. Tu ai întărit pământul peste ape, tu ai întins cerul ca un cort. Tu ai îngrădit marea cu nisip, tu ai revărsat aerul spre răsuflare, puterile îngerești ție slujesc și cetele arhanghelilor ție se închină. Heruvimii cei cu mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, împrejur stând și zburând de frica slavei tale cele neapropiate, se acopăr că tu, Dumnezeu fiind necuprins de gând și de cuvânt și fără de început, ai venit pe pământ chip de rob luând, într-o asemănare omenească făcându-te, că n-ai suferit, Stăpâne, pentru îndurările minei tale, să vezi că neamul omenesc era chinuit de diavol, ci ai venit și ne-ai mântuit pe noi, mărturisind harul tău, vestind mina ta, nu tăinuind facea ta de bine, toată firea omenească ai izbăvit-o, pântecele fecioarele ai sfințit cu nașterea ta, toată făptura te laudă pe tine, cel ce te-a arătat, că tu, Dumnezeu nostru, pe pământ te-ai arătat și cu oamenii împreună ai petrecut, tu trimițând din cer Duhul tău cel sfânt, ai sfințit apele Iordanului și cuiburile și capetele balaurilor care erau, se încuibaseră acolo, le-ai zlobit. Tu însă-ți dai, iubitele de oameni împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Și sfințește apa aceasta. Domnul dar iubitele de oameni împărate, vină cu pogorârea Sfântului Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Binecuvântarea Iordanului, fă-o pe dânsa izvor de nestricăciune, dar de sfințenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor pieire, îndreptare puterilor celor potrivnice, plin de putere îngerească, ca toți cei ce se vor stropi și vor gusta din trânsa să o aibă spre curățirea sufletelor și ale trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfințirea caselor și spre tot folosul cel de trebuință. Că Tu ești Dumnezeul nostru, Cel ce ai înnoit prin apă și prin Duh firea noastră cea învechită de păcat. Tu ești Dumnezeul nostru, care pe vremea lui Noe cu apa ai înnecat păcatul. Tu ești Dumnezeul nostru, care prin mare și prin Moise ai eliberat neamul evreiesc din robia lui Faraon. Tu ești Dumnezeul nostru, care ai despicat piatra din pustiu și au curs apele și râurile s-au umplut de apă. Pe poporul cel însetat l-ai adăpat. Tu ești Dumnezeul nostru, care cu apă și cu foc prin Ilie ai izbăvit pe Israel din rătăcirea lui Baal. Tu însuți dară și acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu puterea Sfântului Duh. Amen. Tu însuți dară, iubitorule de oameni, sfințește toate cu puterea Sfântului Duh. Tu însuți dară, iubitorule de oameni, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu puterea Sfântului Duh. Amen. Dă tuturor celor
celor ce se vor atinge de dânsa și se vor stropi și o vor gusta sfințire, sănătate, curățire și binecuvântare. Și miluiește, Doamne, pe poporul român drept credincios de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste. Adu-ți aminte, Doamne, și de preasfințitul părintele nostru Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, de cinstita preoțime și antichristos diaconime și de tot clerul și poporul care stă înainte și de frații noștri care, din binecuvântate pricini, nu sunt printre noi și miluiește pe dânsii și pe noi după mare mila ta, pentru ca și de stihii și de oameni și de îngeri, de cele văzute și de cele nevăzute să fii slăvit și să fie slăvit numele Tău, Cel Preasfânt, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecinilor. Tu, Cel ce ai primit a te boteza în Iordan și ai sfințit apele și ne binecuvintează pe noi, pe toți, care prin plecarea capului nostru arătăm semnul supunerii și ne învrâncește, a ne umple de sfințirea ta prin gustarea și stropirea cu apa aceasta și să ne fie nouă, Doamne, spre sănătate sufletelor și trupurilor. Că Tu ești sfințirea noastră, sfințirea sufletelor și trupurilor noastre și Ție slavă și mulțumesc și închinăciunea Ți-o împreună și El fără de început, Tu, Părinte, și Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubit pe tine numindu-te și Duhul
Hristoase, Dumnezeu, la nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecii, amin! Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, Preacucernice Părinte, binecuvintează! Cel ce în Iordan de la Ioana binevoita primi și a se boteza pentru mântuirea noastră, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstită de viață, făcătoare cruci, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binefacerile care le-a făcut asupra noastră. Vă zic la mulți ani, bucurii, împliniri, să fie apa aceasta izvor de binecuvântare spre sfințirea trupurilor și a sufletelor noastre, spre sfințirea caselor, spre sfințirea ogoarelor, spre sfințirea așternuturilor noastre, să fie izvor de binecuvântare pentru tot poporul care o va lua cu credință, cu frică, cu nădejde în Dumnezeu. Aș începe prin a vă mulțumi că ați fost alături de noi. Orice început este un început greu, nu imposibil de dus la bun sfârșit. Dacă în urmă cu 3 ani și jumătate, nici cei mai optimiști nu puteau să creadă că pe un teren viran, pe care erau niște boscheți, va apărea o biserică, iată că puterea faptelor spun totul. Vorbele sunt prea sărace ca să pot să exprim bucuria pe care o am avându-vă lângă mine. În aceste momente solemne, este prima slujbă cu adevărat, slujbă de sfințire a apei la Bobotează în anul mântuirii Domnului 2015. Iată că sunt 3 ani și jumătate de când am început această biserică și acum vedeți că a prins contur, a prins formă. Dar mai presus decât toate acestea, a prins conținut prin numărul mare al celor care sunt prezenți la această slujbă. Încep fiecare cuvânt al meu prin a-i mulțumi lui Dumnezeu. Dacă cineva mă întreba cine este cel care m-a ajutat, cel care m-a ajutat este Dumnezeu. Cel care m-a ajutat, sunteți dumneavoastră fiecare prin rugăciunea pe care o faceți către Dumnezeu. Cel care m-a ajutat, sunt toți oamenii care își pleacă genunchiul și își vor pleca genunchiul în această biserică. Toți suntem mândri de ceea ce am făcut. Este un lucru care rămâne peste generații, nu este proprietatea mea personală, nu este proprietatea niciunuia dintre dumneavoastră, este proprietatea tuturor oamenilor și este proprietatea lui Dumnezeu. Am nădăjduit și nădăjduiesc de fiecare dată spunând că biserica aceasta se va termina. Se va termina peste nu mult timp,
și zidurile acestea albe vor fi înfrumusețate cu picturi. Nu peste mult timp o să încercăm să punem și căldura, peste vreo lună și ceva, să punem și căldura în pardoseală, ca în momentul în care veniți în această biserică să vă bucurați de tot confortul termic. Nu să veniți în această biserică și să plecați înghețați. Nu este foarte frig nici afară, nici înăuntru, și căldura rezidă din fiecare dintre noi. Este rugăciunea pe care o facem înaintea lui Dumnezeu. Este pentru fiecare dintre noi o mare bucurie aceasta. Spuneam de realizări, iată, în două luni de zile am reușit ca dintr-o clădire care era, să-i spunem așa, cu forma de biserică, dar înăuntru erau numai cărămizi și betoane, să o vedem albă, să o vedem frumoasă, să ne placă de ea. Spuneam că nu peste mult timp o să vedem și picturile împodobind acești pereți. Vom vedea și încălzirea, vom vedea și catapeteasma, care acum este provizorie, este din Egipt, dar care, odată cu trecerea timpului, va fi înfrumusețată ca să veniți și să ne plecăm genunchiul înaintea ei, crezând că după acest zid este jertfa euharistică care se petrece la fiecare duminică și la fiecare sărbătoare și în orice moment în care se săvârșește Sfânta Liturghie. Spuneam că este un mare prilej de bucurie. Așa este. Chiar dacă au fost zile, au fost zeci de zile în care poate nu m-am odihnit și nici acum nu sunt, toată oboseala s-a risipit, fiindcă rugăciunea pe care o faci înaintea lui Dumnezeu este mai presus decât orice oboseală fizică. Orice rugăciune te face ca să dobândești ceea ce nici nu visezi. Tămăduire trupească, alinare sufletească și biruință asupra tuturor celor văzute și cele nevăzute, fiindcă în orice moment al existenței noastre, potrivnicul încearcă ca să ne pună piedii, să ne pună opreliști, dar dacă rugăciunea este stăruitoare, dacă rugăciunea este fierbinte, dacă rugăciunea este rostită din mai multe piepturi și din mai multe glasuri, atunci nici porțile iadului nu o vor putea birui, spune Cartea Sfântă. Și așa este. Iată, bucuria, spun, este mare. Sperăm ca în perioada care va urma să putem să continuăm, să ne bucurăm și în cel mai scurt timp să realizăm și slujba de sfințire de către Preasfințitul Părinte Nicodim, care mi-a dat binecuvântarea și girul ca să săvârșesc această slujbă de sfințire a apelor în noua biserică. Mulțumesc celor care au fost de asemenea și au îndurat frigul în noaptea de Revelion, când fiecare am rostit o rugăciune de mulțumire pentru anul ce a trecut și să nădăjduim că anul care l-am început, nu cu multe zile în urmă, va fi la fel de bun sau, dacă nu, mai bun decât cel pe care l-am încheiat. Să-i mulțumim lui Dumnezeu cu credință, cu nădejde și cu dragoste, să dea Dumnezeu ca în cel mai scurt timp să realizăm slujba de sfințire a acestei biserici și să ne bucurăm și Sfintele Paști să putem ca să le facem în această biserică. Este un lucru greu de atins, nu imposibil de realizat. Nădăjduiesc că Dumnezeu ne va ajuta ca să putem să ducem la bun sfârșit această slujbă. Pentru că se și filmează, să spunem că data de astăzi este o zi memorabilă, 5 ianuarie 2015, să rămână în inimile și sufletele fiecăruia dintre dumneavoastră,
Vă urez la mulți ani sănătate, bucurii și numai și numai împliniri pe calea mântuirii. Dumnezeu să vă dea sănătate și bucurii. Și nu mai copii la voi.